Se știe foarte bine faptul că în momentul în care îți cumperi o mașină second hand, te expui la riscul de a lua o țeapă. Puteți observa și în aceste rapoarte poze înainte și după daune. Mașinile au fost reparate, puse la vânzare, kilometraj modificat. Bineînțeles, și în România se practică aceste scamatorii, să zicem așa. Puteți beneficia de 20% reducere la fiecare raport prin linkul din descriere. Exemplu este și această Skoda Octavia, care are și kilometri dați înapoi și anumite daune. Aveți link de care vertical în descriere. Bine, m-am găsit la un episod în care o să vă prezint cum mașina dusă la comandă. Ei bine, data asta avem o mașină destul de iubită și destul de cerută la noi în țară. Este vorba despre un Audi A5 din 2015, în urmă de poluare fiind de Euro 6. Avem motorul de 2 litri diesel, 150 de cai putere. Pozele cu ea din Franța, de la licitație și din momentul în care a ajuns, le găsiți pe Instagramul meu, pe care l-aveți în descriere. Și sunt sigur că mulți dintre voi vă doriți mașina asta sau ați avut-o și puteți să spuneți în comentarii dacă ați fost mulțumiți de ea, de ce, dacă nu, de ce. Așadar, în partea din față avem farurile astea cu xenon, plus un daylight foarte frumos acolo, senzori pe față, spălători de faruri, senzori și acolo în grilă. De aici arată cam așa, foarte frumoase farurile astea și chiar și daylight-ul respectiv, lumina de întâlnire. Anvelopele sunt foarte, foarte bune. Mașina a avut parte de o revizie cu 100 de km înainte să o cumpărăm noi la licitație. Parbrizul este în stare bună. Keyless. Avem scaune full electrice cu memorii, reglaje pentru oglinzi, pentru geamuri. Scaunele full electrice. Plafonul nu este cel negru, are 187.000 de km. Avem cameră, cred că se observă acolo. Încălzire în scaune, climă. În spate. Cam așa arată, mașina beneficia de un detailing, a fost una dintre cererile clientului. Jantele arată și ele destul de bine. Anvelopele sunt săptămâna 20-2023. Din spate arată cam așa. Este o mașină frumoasă și totuși e un design care a apărut acum peste 10 ani de zile. Tobele sunt și ele curate. Un mare avantaj la A5, având în vedere că are Hyon, are o gură de încărcare destul de mare. Și cam asta este spațiul în portbagaj, avem roate de rezervă. După părerea mea e suficient spațiu față de un sedan normal, să zicem așa. De aici arată cam așa. Mă rog, mașina a fost oarecum murdară, a fost curățată, dusă la detailing, spălată și acum este pregătită de predare. Urmează ca într-o oră să ajungă clientul și îl rog, dacă vede acest episod, să lase și o recenzie. Cam așa arată, scaunul pasagerului și el este cu memorii, cutia automată este multitronic pentru că mașina nu este 4, este tracțiune față. Iar de aici arată cam așa, vorbeam mai devreme despre anvelope, sunt Michelin 245/40x18, însă mașina încă este suficient de confortabilă. E o mașină frumoasă, mi-am dorit și eu modelul anterior când mi-a cumpărat Passatul CC acum câțiva ani buni. Dar având în vedere că se lasă seara, hai să trecem la volan și hai să vedem cum merge acest Audi A5 din 2015, Euro 6. Așadar, iată-ne și la volan, probabil ăsta este unul dintre cele mai familiare interioare pentru majoritatea oamenilor ce conduc Audi, pentru că probabil la noi în țară cel mai des întâlnite sunt modelele Euro 4, cele 2008, acolo a fost trecerea la Euro 5. Euro 5, pentru că la interioare cei drept Audi nu au umblat foarte mult, însă sunt niște interioare destul de bine făcute, nu ți iau ochii cu LED-uri, cu briz-brizuri, dar sunt niște interioare care au rezistat încă de prin 2007, cred că a apărut 2007, cred, Audi A5 și iată că și peste ani și ani, pentru că mașina asta s-a produs până undeva la finalul anului 2016, adică aproape 10 ani de zile, s-a pus cam același interior, după care la modelul nou s-a pus într-adevăr și un virtual cockpit și așa mai departe, adică simțeai că te-ai urcat într-o mașină de generație nouă, bai, altă navigație, mă rog, s-a lucrat la interioare, însă eu sunt de părere că oricum cine a mai avut Audi sau cine vrea Audi sau nu știu, își dorea Audi indiferent, nu știu dacă îl dă înapoi interiorul sau niște butoane și așa mai departe. Ele în sine lor sunt destul de calitative. Personal, eu când am vrut să cumpăr A5 sau CC în 2018, cred că mi-a luat CC-ul, dacă nu greșesc, n-am luat A5-ul că nu mi-a plăcut interiorul, mi s-a părut învechit. Bine, și eu eram pretenții pe burta goală, când aveam
20-30 de mii de euro. Dar mi-a plăcut mai mult interiorul la Passatul CCL. Să zice că sunt oarecum similare, sunt oarecum coupe. Ideea e că, uitându-mă pe piață, eu atunci am dat pe Passatul ACC, cred că 9500-9600 de euro. Acum 5 ani. Și dacă acum cauți ceva similar, cu trapă, cu încălzire în scaune, cu xenon, cu tot ce aveam pe mașina aia, tot pe acolo sunt. Deci mie nu vine să cred că mașina aia nu s-a devalorizat mai deloc. Într-adevăr, a crescut piața, adică au fost mai multe motive la mijloc. Nu e ca și cum nu s-a mai devalorizat ea deloc. Pentru că dacă până la urmă piața avea cursul ei normal, nu venea corona, nu venea pandemia și așa mai departe, probabil mașinile noi, dacă se livrau cum se livrau înainte, probabil nu era nici criza asta și automat nu creștea piața așa, s-ar mai fi devalorizat. Dar eu am văzut că chiar și acum au prețuri destul de bune. CC-ul A5-ul, deci asta mi se pare că țin foarte, foarte bine la preț. Bine, asta nu înseamnă că îți cumperi o mașină de genul ăsta sub formă de investiție, că până la urmă nu e o mașină de epocă, dar țin bine la preț. Adică mi se pare că sunt foarte bine evaluate pe piață și sunt apreciate de oameni în general. Bine, se adresează oarecum tineretului și Passatul CC și Audi A5. Urmărește, o să aduc în stoc, să vedem ce o să mai apară la vânzare, pentru că încet, încet o să aduc și mai multe mașini în stoc. Mașina asta este adusă la comandă, clientul mi-a zis că ar vrea un A5, ar avea bugetul X, vă invit să ziceți în comentarii cam cât credeți voi că a costat mașina asta. Euro 6, cutie automată, încălzire scaune, cameră, farul cu xenon, cauciucuri noi, revizie făcută cu 100 de km înainte. Bine, de asta nu știam, de anvelope știam din licitație, au fost măsurate acolo cauciucurile, de revizie nu știam, a fost un cadou, o surpriză plăcută. Sunt și oameni, într-adevăr, în afară care... înainte să-și vândă mașina sau chiar dacă mai merg 100 de km, chiar dacă mai merg 1000, chiar dacă mai merg 3000, fac și o revizie. Sunt mai rare cazurile, dar am mai avut mașini așa. A avut și aproape jumătate de rezervor, ceea ce până la urmă sunt și aia niște bani. Aici e de apreciat șoferul ce a transportat mașina. Scaune full electrice cu memorii. Eu am oprit memoriile, era setat o memorie, doar că mă deranja mereu, n-am mai stat să setez alta. Adică mașina asta nu e genul ăla de mașină plină de gadgeturi care să-ți iau ochii, dar interiorul, ok, scârzi un pic aici în zona asta, dar față de altele, este bine făcut. De ce bine făcut? Nu e el lucrat foarte wow, adică pentru o mașină 2015 mulți poate au alte așteptări, dar e calitativ, adică volanul nu e mâncat, bine, n-are și foarte mulți kilometri. Sunt mașini care la 400.000 arată cum arată mașina asta, adică sunt mașini care la 100.000 arată deplorabil și sunt mașini care la 250, 300, 400.000, mai ales dacă a fost conduse în afara orașului, pentru că și mașina asta are pe 54.000 de kilometri, viteza medie e de 51 la oră și a mai scăzut de când a ajuns în România, de avea undeva la 55, deci probabil am mers în extraurban, consumul este de 6,4%, 1000 și ceva de ore conduse. Bine, consumul pe care l-am eu este mare, undeva la 11%, pentru că mașina astăzi am efectuat rarul și asta mult pornită pe acolo, automat a scăzut și viteza medie. Viteza mea medie e de 17 km la oră, adică și consumul e de 8,9. Asta căutam. Adică nu e, n-are nicio relevanță față de ce consum avea acolo. Bine, are dotările importante, pentru că sunt multe care sunt manuale, poate n-au suficient de dotări, depinde, pentru că, surprinzător, am văzut și vreau să încerc și voi comentarii ce ați prefera pe o mașină de genul ăsta, adică v-ar deranja ca o mașină de generație nouă să aibă cutie manuală. De exemplu, uite, pe un Megane sau pe astea am văzut că oamenii nu sunt deranjați, bine, depinde și de buget, bineînțeles. Dar la mărcile astea, Audi, BMW, Mercedes, bine, la Mercedes, de exemplu, la E-Class nu poți să-ți mai iei manuală, la G30, la seria 5, sunt într-adevăr câteva manuale, am văzut și pe adesa, alea sunt probabil mașini luate de anumite persoane, s-au dus în reprezentanță, vreau și eu un G30 nou, seria 5, cum era atunci în 2017 când a apărut. Păi și ce dotări vreți să aibă? Păi nu mă interesează dotările, vreau să fie G30, că oricum îl folosesc la navetă. Și pe bună dreptate, dacă tu ieși de aici în autostradă în 10 km și te pui pe pilot automat 200 km, nu știu dacă te avantajează că ai automată. Automată e pentru drumuri mai lungi în care poate chiar ai nevoie de mai multe schimbări, îndepășiri și așa mai departe, sau pentru oraș. Dar sunt oameni care efectiv nu sunt interesați, cumpără practic doar caroseria, că nu interesează altceva. Știu că se urcă în mașină, au pus pilotul, s-au dus 200 de km, s-au dat jos. De aia chiar văzusem în comentarii o mică ceartă
deși era adevărat ce zicea, nu știu, era cineva în comentarii, nu i-am reținut numele, că multă lume e speriată de kilometri, dar gândiți-vă cu o mașină, la, cred că la clipul cu G30-ul, că te vorbeam de el, seria 5 din 2019, avea aproape 200.000, dar mașina arăta foarte bine. Și lumea indignată, mamă ce alergată, ce fugărită e, pe o mașină alergată, adică condusă la viteze mari și în extraurban, e mult mai sănătoasă, mult mai bună decât una care n-a fost alergată. Că multă lume crede că dacă o mașină are kilometri mulți, a, e distrusă. Și nu e așa. Pentru că dacă el a făcut 50.000 de kilometri pe an, cel care a avut-o de nou, în primul rând a dat 80-90.000 de euro, i-a dat ca să se plimbe cu mașina aia. Și dacă a făcut 50.000 de kilometri pe an, e clar că s-a urcat în mașină, se punea la drum lung 150-200 de kilometri, se dădea jos o singură dată. Uzura scaunului era una singură în ziua aia, de două ori dus întors, dacă de două ori se dădea jos din mașină. Dar sunt mașini care, da, te bucură rulajul din bord, dar tu poate ai 100.000 în bord și scaunul e mâncat pe aici pe lateral, a început să facă cute, a început să se înmoaie, nu știu, orice, adică volanul la fel îl vezi. Sunt anumite lucruri și aici nu cade la schimbător, după care îți dai seama dacă o mașină a fost mașină de ora sau mașină care a mers mai mult în extraurban. Chiar și viteza medie din bord, dacă nu este resetat tripul computerului de bord, sunt multe lucruri pe care poți să-ți dai seama. Bine, dacă cineva vrea să-ți ascundă, o să-ți ascundă, adică sunt anumite lucruri, poate să-ți retapeteze un volan, poate să schimbe o nucă de la schimbător, dar măcar să fie sincer, băi, uite, are kilometri ăștia, sau măcar să fie transparent. Și eu personal, uite, mașina mea are 230.000 de kilometri și a început să aibă niște uzuri, pentru că eu am zile în care du-te la RAR, du-te scoate numere, du-te scoate fiscale, poate mă dau jos și mă urc în ea de 30 de ori într-o zi. Și automat că scaunele alea au o altă uzură, volanul are o altă uzură, te dai jos, te urci, te dai jos, te urci, te dai jos, te urci, este o altă uzură. Așadar, nu știu, nu zic că nu sunt importanți kilometri, sunt importanți. Că mai apăruse un drag utilizator pe numele său Milsuj, așa avea numele, deci cu siguranță era un adevărat intelectual și un om foarte cult. Nu vă mai cumpărați, frate, mașini cu 90-100.000 de kilometri, cumpărați-vă cu 200.000, cum zice băiatul ăsta, că sunt mai bune. Păi, sunt mai bune din punctul meu de vedere, pentru că am mers în afară orașului. Poți să-ți ieși la 90-100.000 de kilometri cu 4 ani de zile, dar mai pui vreo 5.000-6.000 de euro la preț și îți cumperi. Adică, ori dotări cu kilometri mai mulți, eu asta aș face, pe mine mă interesează mai mult dotările decât rulajul, pentru că oricum știu cu ea o să-i fac kilometri și o să mă bucur de ea. Ori ai un buget limitat. Nu știu, îți dau un exemplu, în loc să-ți cumperi A4 2015, îți cumperi 2017, îți cumperi mai slab dotat, dar ții modelul următor. Oamenii trebuie să ia în calcul multe lucruri și am și foarte mulți oameni care vin, salut, vreau și o mașină de familie, dar mi-ar plăcea și Skoda, dar mi-ar plăcea și Renault, dar aș vrea și Fiat, dar aș vrea și Ford, cu ce aș putea eu să te ajut? Dacă tu vii și îmi dai mie 6 mașini, 7 mașini, 8, 9 alternative, n-am cu ce să te ajut. Adică oricât mi-aș dori să, nu știu, îți dau un model, uite, spun, ia-ți un Megane 4 și tu o să zici, păi, da, da, are nu știu ce, păi, dacă nu știi ce vrei, cu ce aș putea eu să te ajut? Acolo, probabil, singura șansă ar fi ca eu vreodată să am și un parc, poate o să vină ziua aia, și să ai de ales dintre 10 mașini, uite, am asta, asta, asta. Hai să mergem cu ele în teste, hai să vedem dacă îți place vreuna sau nu, am dat-o și în manual din greșeală, mai periculos când intri în curbe din astea mai tare. Da, e puțin ciudată cutia asta, mai avut și una 5 din ăsta, dar era variantă Euro 5 în stoc. Multă lume oarecum fuge de cutia asta, mie mi se pare, nu știu, un mit din ăsta la multe mașini. Nu cumpăr mașina aia care cutia proastă, nu cumpăr mașina aia care motorul prost, nu cumpăr mașina aia că, de exemplu, am adus recent Jaguarul la comandă. Băi, frate, mașina se conduce foarte frumos, e superbă pe stradă, arată foarte bine, interiorul e diferit față de alte mașini. Într-adevăr, poate nu sunt cele mai fiabile, dar există și alte opțiuni și nu înseamnă că dacă la o mașină a picat motorul o să pice la toate. Mai contează și de mentenanță, mai contează și de cum se merge cu mașina, cât de bine este exploatată, contează de foarte multe lucruri. Că, de exemplu, și cel din Franța a băgat, nu mai știu, e factura în torpedo, undeva la 300 de euro în revizie și a vândut-o. Nu știu exact, ori a avut vreo garanție de la vreun dealer sau de la vreun service, habar nu am și, sau vreun puncte de loialitate, habar n-am, și a zis să le cheltuiască dacă tot dă mașina. La altfel, anvelopele sunt noi, iau 2 luni maxim. Și la fel, a hotărât ulterior să vândă mașina. Poate că a prins vreo ofertă la mașină nouă sau a dat-o pe asta la buyback, cine știe. Adică mai sunt și oferte și de asta vreau să înceți în comentarii cam cât credeți voi că a costat mașina asta sau cât ați fi plătit voi pe ea. De asta am vrut să fac și o micătură cu ea, să vedeți exact cum merge.
cum se simte. Nu e o mașină de fală, nu e o mașină cu care să te lauzi. E o mașină frumoasă, e un design plăcut la ea. Interiorul e un interior plăcut și chiar și ceasurile mă duc cu gândul la dragostea mea nemțească, prima mea dragoste nemțească, Passatul CC. Și sunt sigur că mulți dintre voi cunoașteți modelul, ați avut sau vreți să vă cumpărați așa ceva. Așadar, ăsta este episodul, eu vă mulțumesc pentru vizionare, pozele din Franța de la licitație și de când a ajuns le găsiți pe Instagram-ul meu, iar noi ne revedem la următoarele episoade. Vă salut!